Copiii ai căror părinți lucrează legal pe teritoriul Uniunii Europene pot să beneficieze de alocații europene la nivelul țărilor în care lucrează, indiferent dacă au sau nu copii împreună cu ei. Sunt sume de cel puțin două ori mai mari decât în România, care are cele mai mici alocații din Uniunea Europeană în momentul de față. Europarlamentarul Eugen Tomac în direct cu noi acum. Bună ziua! Bună ziua! Procedural, cum trebuie să facă oamenii aceștia? Este foarte simplu, atât timp cât îți stabilești locul de muncă în altă țară din Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt sau nu ambii părinți în acea țară, dar dorești să-ți transferi drepturile sociale în ceea ce privește alocațiile, ai dreptul și statul respectiv are obligația să-ți aloce aceeași alocație pe care o primesc cetățenii statului gazdă. Este o normă europeană, e un cadru foarte bine reglementat din acest punct de vedere, deci niciun român, pentru că au existat situații în care anumite state, cum este Austria, nu a dorit să implementeze această normă europeană. Eu am sesizat Comisia Europeană în urmă cu 2 ani de zile, pentru că românii erau discriminați în această țară, pentru că nu-și puteau primi alocațiile, deși locuiau împreună cu toată familia, inclusiv copiii, în acea țară. Comisia Europeană a dat în judecată la Curtea Europeană de Justiție statul austriac. S-a câștigat, s-a reglementat foarte clar, inclusiv în Austria copiii români primesc alocații exact așa după cum prevăd legile interne, pentru că este un atribut al statului membru, competența aceasta legată de alocații. Dar în orice țară de Uniunea Europeană, părinții români trebuie să știe că dacă se stabilește acolo... Știu asta? Adică informează cineva? Există vreun sistem prin care să afle sau e pur și simplu la norocul fiecăruia? Nu. Aceste aspecte sunt precizate inclusiv pe paginile de misiunilor noastre diplomatice din Uniunea Europeană. Deci nu este o chestiune ținută pe ascuns. E un drept de care cetățenii români beneficiază și... Există mai multe aspecte ce țin de proceduri, dar în linii mari, toți cetățenii români care se stabilesc pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, având desfășurând activități lucrative într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să beneficieze și de alocații pentru copii, exact așa cum beneficiază toți cetățenii statului respectiv. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Înțelegere în coaliție.